Uite, mai domn Sorin, domn Tonito, terasa. În primul rând și în primul rând, trebuie să știi că asta e făcută de mine în totalitate. Vezi? Și m-am cam plictisit de băițul ăsta de culoarea asta. Vezi, eu am vrut să merg așa pe două chestii. Pe ăsta venghe și ăsta e roșiatic. Ăsta e făcut din scândurele de mine. Ăsta este de la Horbach. Dar vezi, ăsta e foarte lucios. Să vedem cum va prinde vopseaua aia. Vezi? N-am mai terminat aici sus. Și de asta, nu mai îmi vine să-i mai dau culoarea asta închisă. Roșiaticul ăsta nu mai îmi place. Mă închide foarte mult aici terasa asta. Eu uite și tot ce mi-a făcut câinele. Cred că o să dau cu el de pământ într-o zi. I-am pus aici ăsta care merge spre spate. Că se făcea curent. Aici am un grilaj iar făcut de mine. Păi eu zic că n-arată chiar rău, nu? Adică n-aș vrea să fiu lăudăros. Și vreau să-i fac alb. Albul deschide. Știi? Și să-i fac cumva stâlpii și grinzile astea mari și astea un gri. Un gri așa, nu știu, uite, cum e ăsta, vezi, poate puțin mai închis, și restul alb. Vezi, și acolo, și în zona aia. Stai să ajung și pe acolo. Opa! Vezi? Ea nu arată rău nici așa, de ce să-ți spun, uite, soclu, n-am mai reușit să mai fac nimic la soclu. Nu pot să zic că arată foarte, foarte rău. Acolo sus am pus un scoci, l-am dat târziu și s-a rămas lipit. Deci nu arată, zic eu, rău, rău. Uite. Mâncă frumos așa, uite, astea sunt. Bate lumina aiurea, vezi? Astea, uite, le-am făcut închise, vezi? Am vrut cumva să fie în două culori. Totul e făcut de mine aici. Mai puțin folie aia mi-e pusă de mine. Uite. Îți place și graful. Eu zic că am fost frumos, uite, atent așa la detalii. Ia uite, bine frumos, pus la geam. Vezi? Eu zic că am fost așa atent la detalii, știi? Uite, tăiat în 45 de mine, colțare, na, adică am făcut ca pentru mine și mi-a fost drag să fac, dar trebuie să-i dau o nouă față, o nouă față să-i dau și o nouă utilitate aici, vreau să mă bucur de ea.